Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de CSGO alături de nenea Sami. Salutare, uite! Salutare! Astăzi vrem să jucăm niște X și Zero. Am mai jucat eu, cred că acum un an, doi, trei cu Marius pe canalul lui de YouTube treaba aceasta și mi-au adus aminte, am zis să mai încercăm și acum, așa de distracție. Cu toții mă gândesc că știți cum se joacă X și Zero, numai că este pe CSGO. Haideți să facem o probă, o rundă de test așa, ready. Începe. Și pur și simplu avem un pistolaș. E rândul meu, ok, mamă, nu mai ții. Era o tehnică la X-Zero, să câștigi mereu, dar nu mai știu. Mă rog, nu mereu. Da, aia depune în colț. Parcă vrei în colț, cumva. Ia. Nu, stai că trebuie să te blochezi, uite aici trebuie să pun. Și tu... Mârlan, Samuel, l-am bătut! Nu! L-am bătut, mă, Samuel! Bun, și odată ce câștigi... alegi o modalitate de a-ți omorâ oponentul. Una o avem deblocată, pentru că am mai făcut o rundă de test cu Sami înainte să începem. Hai să luăm una nouă, uite asta din colț. O găină! No. Ia uite-mă cum stau cu cerealele. Nu! No. No. Cine mi-a zis? Bă, ies găini din tot. Cum le-ai luat omor găinile, nu înțeleg. Găinile sunt pașnice și am mâncat și cereale. Grand Moms. Care sunt cerealele tale favorite, Sami? Fă o reclamă acum. Chini Mini. Chini Mini. Ia uzi. Curtișoară. Ia uzi. My turn. Ia, hai că Sami ce mi-a colț acum. Pun în mijloc să vedem. Nu, m-a luat Rafa de geagata. M-a prins Rafa direct. Așa. No, mai gata, a? Cred că e gata. Cred că e gata treaba. Your turn. Egalitate. Și trebuie să tragem în ținte, la câteva ținte. Acum să... Așa, brave! N-ai, băi, cu Sami pe tras. N-ai, cum să pui... Ia cu... să vedem. Nu. Rafa, alegi un număr de la 1 la 4. Aleg 3. O văd o trambulină, ia să vedem ce se întâmplă cu Rafa. What? Bă, ce s-a întâmplat? Nici l-am văzut. Uitai în spate un ciocan dacă vezi, bă, stâlpul ăla. Ai de mine, da, uite, mamă. Parcă te distracție. E chestia că la X-Zero odată ce te prinzi e cam greu să pierzi. Hai să jucăm așa la mișto. Adică nu jucăm super, super serios. Pun și la mișto să vedem ce iese. Try hard. Na, mai e. X-Zero nu e chiar de strategic, ia-mă. Mă, să vezi ce mă chinui acum să-l fac pe Sami. Primul meci care... Mamă! Dar e ciudată pusă. A trebuit să mă dau într-o parte să le văd pe toate. Și eu și-o tot la fel, eu am avut una după colț. Da. Mi-e frică de ciocanul ăla. Mi-e frică de ciocan. Ciocană! Da, e ziua număr de la 1 la 4. 2. Am auzit portal. Ceva, se întâmplă ceva. Nu! O rază de soare de la Doamne, Doamne! M-a murit Zeus. Băi, muri din stan și ne vezi ce s-a întâmplat. Mă așteptam să vină ciocanul, eu chiar mă aștept să văd. Da, trebuie să nimenim ciocanul ăla. Okay. Băieți, dacă încă vă uitați de episod și vă place ce vedeți, apăsați pe butonul de like. Să vedem susținerea voastră. Era să pun pe colț. Era să comit. Ia că începe iar acum, belea. Avem gloanțe infinite. Na, am ratat. Yes. Jale, bă. Hai să vedem. Ciocanul. De la 1 la 3, de la 1 la 3. 3. Rip Rafa. Ciocanul? Ciu. Mi-a ducat aminte de la Marius, mă. Am crezut că e tren, nu e tramvai, cine ai pe ăla. Mamă. Da, locomotivă, eu zice asta. Mamă, cum a picat așa pe tine. Ingenioasă harta și e făcută de mult timp. Da, e așa fan. Your turn. Hai să vedem. Mamă, n-are nicio logică să încep de acolo. Niciuna. A pus Rafa așa. Mamă. Nu! Mamă, ce strategie, ești nebun? Mamă! Zero IQ!
Nu, ciocanul, nu pe Ia mine. Să vedem. Deci mai avem 4 răm... Nu, 5. De la 1 la 5. Zi un număr. Nu. Nu. Vreau 3. 3. E un pistol ceva, nu știu ce. Opa, trage mașinăria. Înțeles. Sunt curios pe cine moare ciocanul ăla. Da, care ghinionist. Băi, chiar nu credeam că o să câștig acolo, sincer. Ai avut noroc, Rafa, că am avut 0 IQ. De când n-ai mai jucat X0? Din clasa 12, când o jucam în bancă cu colegii. Chiar că, mamă, ne plictiseam, ne jucam pe caiet. Da. Cred că e egal. Rafa, nu mă lasă pe mine să am... Mamă, trebuie să ne pregătim acum, că e jale cu Sami. Oh, s-a dus glonțul, dar câte mai aveai? Mi-a una, bună, una mi-a, am tras, mi-a purtat cu defeat. Ok, ma... de la 1 la 4. 1, 1, 1. Alege soarta în care mori. 1? Nu știu ce e asta. E un... e o chestie. Ce să... ai un shuriken. Cine pe era aia? Nu știu, da, zic că e shuriken. Da, ceva de genul. Da, era o lamă ceva. Doamne, cum e harta asta, băi. Rândul tău, hai să vedem cum o facem, Sami. Punem așa. Acum joci în oglindă, Rafa. Da. Cum poate să mă facă bine, Rafa, dacă, doar dacă pun, uite, aici? Bă, ce gândește Sami Urlanu? Cum ai bătut? Bă, nu te cred! Aoleu, bă! Bă! Te-ai și gândit și tot ai pierdut, Sami. Chiar m-am și gândit, Rafa, mi-am folosit. Da, mă, bune, așa am pierdut ce că jucam cu Marius. Mamă. M-am uitat la episodul pe canalul lui Marius și mă uitam așa la mine, zic, bă, cine e un 0 IQ? Pierdeam în niște chestii. Exact. Hai, 1, de la 1 la 3. 3 ne-au mai rămas. Bă, n-au nimeni ciocanul. 2. 2. 2 e ciocanul. Nu e ciocanul, e cu foc, 1G. Nu. 1G. De la Summit 1G care a luat foc. Nu știe lumea. Da, nu știu că știți. Știe lumea, spun că știe. Care joacă ce se știe, da. Bă, da, ce-l facă Sami, mă? M-am lăsat, Rafa, glumeam. Yeah. M-am lăsat. Te cred. Pentru episod așa, pentru entertainment. Nu, e adevărat, glumesc. Hopa. Cred că am pierdut. Nu. No. Doamne, uite, dacă punem în altă parte și vreau să pun acolo, iar am vedea. Da. No, aici e salată. Da. Mamă, trage acum, Sami. Rafa. Deci m-am activat. Una mai aveai, mai aveam două. Deci mai sunt două, în una sigur e ciocanul. Unu sau doi. Nu, ciocanul. Doi. Unu sau doi. Doi. Nu! Nu, era bună! Mă electrocutează! Deci ultima e ciocanul! Da! Mamă, care moare acum? Totul sau nimic pe ciocan! Hai să vedem! Mamă, așa n-aș poate să te electrocutezi. Am făcut cu Marius un detector de la de minciuni. Și pui mâna și te electrocutează, știi? Pe bune? Da. Și așa nasol, nu știi, un sentiment senzația, da. Este tar rău de tot sentimentul. Hai să vedem ea cu Sami aici. Ok. Ok. Vrea să-mi dea 800 IQ Rafa acum. Deci să mă duc aici. Mamă, n-ai mă cum cu Sami. Bă, Rafa. Era să pun. Bă, Rafa. Era să comit. Ce ai făcut?
Păi Am ce-am pierdut? făcut? Gata, mi-am luat ciocanul. Nu, că m-ai bătut. Nu! Nu! Nici unul realizează că a câștigat acolo. Nu te cred. Da, da. Ultima, Sami, dar nu. Prima. Ciocanul! Nu! Uite cum stă! O, ai venit la mine aici, Sami, la cereale. Nu, îmi dai și eu cereale, nenea. Aoleu, ce nebunie e, bă, joculețul ăsta. E funny, e funny. Da. Adică, poate mai facem, băieți, dacă vă place genul acesta de episoade. Aș mai vrea să fac cu Sami, mai avem alte jocuri în minte. Și știi ce am mai putea să jucăm, Sami? Sunt multe pe Garry's Mod. Cu tot felul de nebune, jucăm pe hărză, Minecraft, pe... Nu știu dacă știi, eu am mai făcut în trecut. Nu m-am jucat așa de avansat, nu știu, doar că poți să muți lucruri, să faci ce vrei tu. Da, e și la hide and seek, dar sunt mai multe pe Garry's Mod, tot felul de nebuneli. Dar mai facem, băieți, dacă vă place, o să ne oprim aici, pentru că am deblocat toate modalitățile, să spunem așa, de a îți omor adversarul. Dacă v-a plăcut episodul, știți ce aveți de făcut, vă mulțumim pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea la viitoare. Pa, pa!